Salut, dragi prieteni, sunt Anta Damiron, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi continuăm seria de clipuri cu curățenia de toamnă în curte. Avem câteva planuri și pentru ziua de astăzi. Vedem ce reușim să facem din ele. Deocamdată, Andrei este în spate, a adus scara și urmează să facem ceva ce am amânat toată vara. Am cumpărat trandafirii ăștia, care sunt proptiți aici pe gardul de la piscină, încă din... I-am cumpărat în primăvară, când am amenajat grădina romantică acolo în spate și am tot zis că o să-i plantăm. Vrem să-i punem acolo. Avem 4 trandafiri roșii. Bip, bip, m-am dat! Câte unul la fiecare picior de la terasă. Problema nu era să plantăm trandafirii, ceea ce era destul de simplu, doar că trebuia să facem sistemul pe care să se cațere trandafirii, lucru care e un pic mai complicat. Nu-i voie pe stradă! Nu-i voie pe stradă? Sunt la tine pe stradă? Da. Pare rău. Ce mi-ai dat, Ioana? Zacuscă? Da. Ai da, ce femeie harnică, să rămână? Păi nu mai mâncăm așa, urmă. Mâncăm zacuscă. Asta face în fiecare zi când ieșim în curte. Ture cu bicicleta asta fără pedale pe lângă piscină. Speedy. Inițial pentru sistemul de personare al trandafirilor am luat eu un cablu de oțel. Numai că am zis să iau unul destul de gros să fie puternic, să-mi susțină trandafirii. Și mi-am dat seama după ce l-am cumpărat și n-a fost ieftin deloc, am dat 100 ceva de lei pe el, că e prea gros și prea greu de lucrat cu el, adică trebuia îndoit, trebuia întins cu niște întinzătoare, mă rog, prea complicat, a renunțat la ideea aia și acum s-a dus Andrei ieri și a cumpărat, ce ai luat, dragă, până la urmă? Keep it simple. Lanțuri, da, și o să punem niște inele, nu? Pe care o să vină prins lanțul. No. Și Andrei e foarte entuziasmat și încântat de scula lui, de trusa lui de scule, pardon, pe care a primit-o cadou de la maică sa. Acum când a venit. Ia. Foarte mișto. De când îmi doresc eu așa ceva? Serios? Și nu mi-am lăsat sufletul. Să-ți cumperi una? Cât costă din asta? Da? Nu știu, dar arată foarte profi. Și cât costă doar asta? Fără restul, doar asta. A, dar ce salea, chei tubulare? Da. Mamă, nu vine să cred că am știut treaba asta. Știi că am zis-o la ghici, nu? Ce? Am zis-o la ghici. Da. Ai nimerit-o. Uite ce trebuie să pun alea înapoi, care le bine. Exact. Ce-i asta? Hmm? Ăla este un boloboc, se numește. Boloboc. Boloboc. Ia, ce mai avem aici, sub boloboc? Ce e acolo? Chestii. Nici tu nu știe? Păi ăsta nu știu ce. Ăsta cred că e de ăla pentru... Wire tăiat. Stripper. Da. Da. Pentru... Uite că aveam cu ce să tăiem cablul ăla de oțel. Care cablu? Cablul de oțel pe care l-am cumpărat eu. Nu tăiai cu ăsta ăla, îți trebuie din ăla. Lanțul pe care l-am luat. Și unde sunt... Tot aici? Câți metri ai luat de lanț? Aici sunt. Ce? Câți metri ai luat de lanț? Am luat 4, așa, 4 de 3 și unul de 10. Uh-huh. Nu? A, le-ai și tăiat acolo? Da. Dar ce fac cu ăsta? Ce fac cu ăsta? Pun trandafirii.
și în sfârșit ultimul. De sus. De sus, da. Bine, alea de sus sunt mai dificile, că trebuie să tot muți scara. Vai, ce plăcut e afară. E primăvară. Perfectă vremea. Îți dau lanțul? Da. Și cu ocazia asta ne-am uitat și noi sub streașină și am văzut că avem cuiburi de viespi. Două mari. Ăsta e unul și mai e unul. Vedem unul. Uite aici. Știu ce, mai rămas un lanț acolo. Ai luat în plus? Nu, păi dar l-am pus acolo. Ah. Deci mai trebuie să muți scara odată. L-am zis mai înainte că stă acolo. Mintea de pe urmă. Ia uite-l pe ăsta, s-a apucat de arat. Da, tu știi că se dă pe lângă piscină și are nisip în asta, așa-i? Da. Nu, te rog mult de tot, nu. Nu cu nisipul pe lângă piscină, că o să ajungă în piscină, mă asculți? Nu o să ajungă în piscină. Te rog frumos. Păi cum mă asculți dacă eu zic ceva și tu faci altceva? Asta nu înseamnă că mă asculți. John Deere. Uite, acum când iei curba o să-ți picere morca în piscină. Când iei curba o să-ți picere morca în piscină, plus că nu poți să treci de trepiedul meu. Sigur, dragă. Câtă precizie are, incredibil. N-am crezut. Poftim, love. Gata? Gata. Handyman. Îmi place de tine așa. Mr. Handyman. Am și... Ai și troller de profesionist. Am troller. Da, a fost greu. Nu... A fost greu? Nu a fost greu, dar... Așa nu a fost greu, dar așa cum voiai tu inițial. De aici m-am apucat, că nu știam ce să-i fac. Oricum nu vine să cred că a trecut toată vara până să facem treaba asta. Asta e. Mai avea un pic și mureau săracii trandafiri. Better safe than sorry. Arată destul de triști, așa. Da, sunt sigură că odată ce îi vom pune în pământ, o să-și revină. Apropo de pământ, n-avem pământ pentru trandafiri. Nu ne-am organizat bine. N-am fost foarte bine organizați astăzi, astfel încât am venit până la un magazin de bricolaj să luăm pământ pentru trandafiri și fugim înapoi acasă să plantăm trandafirii aia. Îți fac 4 trandafiri? Da, 4 trandafiri, jumătate de sac la unul. Deci 2 saci, nu? Să luăm 3? Nu, ia 3, că oricum îl mai putem folosi și după aia, că e pământ. Găsit pământ, substrat pentru un trandafir, stimulează creșterea și înflorirea, fertilizarea naturală. Organic. Nu știu dacă ne trebuie trandafiri organici, dar dacă putem alege organic, diferența nu-i decât de ăsta la normal ar fi 21 de lei 50 și ăsta e 24,90. Are ceva? Da, borcane. Știi câte vrei? Nu, o să-mi iau un box din ăla. Hai! Aoleu, dacă e borcane că-s drăguțe, nu poți să nu mă întrebi pe mine. Borcanele să fie utile, nu drăguțe. Adică trebuie să le iei pe dimensiuni, nu pe...
Ba da, vorbim de gogonele, nu vorbim de ardei iuți. Și cred că și aia mâncăm. Aia, aia, am uitat, cred că ai dimensiunea perfectă aia. Când îl desfaci o dată, îl mănânci și gata. Da, vezi că ai nevoie și de pentru ardei, nu pui la murat. Ardei iuți? Nu, ardei gras, că ai acolo, nu pui. Gogoșari? Da. Și ți ajung 6 borcane și pentru gogonele și pentru gogoșari? Încă un set, zic eu. Dacă mai trebuie, mai luăm. Și mai e un set? Da, Andrei vrea să mergem să își ia șaorma. Are Siri limba gri? Da! Am ajuns acasă, am adus pământul din mașină. Adu furtunul aici, te rog. Și acum trebuie să montăm furtunul și în sfârșit să plantăm trandafirii ăștia. Matei este cel mai ajutăreț băiat. Nu există să-l pui să te ajute cu ceva și să nu vrea să facă. N-aș putea spune același lucru despre Maia. Dar probabil că la Maia e vârsta, pentru că și ea a fost exact ca și Matei la vârsta lui. Te ajut? Ha? Te ajut, trag de el? Dar nu mai merge. That's it. Trandafirii ăștia săraci cred că abia așteaptă să fie puși în pământ și udați și să primească îngrășământ, pentru că au stat toată vara aici sprijiniți de gard, legați ca să nu-i bată vântul. Evident, noi am udat în fiecare seară când am udat și petunile, dar... nu le-a mers grozav în ghivece, în bătaia soarelui, motiv pentru care acum arată cam triște așa, dar sunt sigură că o să-și revină de îndată ce îi punem în pământ, îi udăm bine și pământul pe care l-am cumpărat are și îngrășământ în compoziție, așa că la anul o să arate foarte, foarte bine, sunt sigură de asta. Acum probabil că o să schimbe aspectul terasei și nu o să arate prea grozav acolo. Și mai aveam să vă arăt petunile mele, care rezistă surprinzător de bine. Au fost mult mai mari și mai bogate, numai că le-am tuns. Le-am tuns de fapt de două ori în vara asta. Unele s-au uscat, uite asta, n-arată prea grozav, dar per total arată bine. Acum nu le-am mai dat îngrășământ, cred că de vreo două săptămâni și de fiecare dată după ce le pun îngrășământul, pur și simplu explodează. Asta s-a întâmplat toată vara, o dată pe săptămână le-am pus îngrășământ, cu excepție zilele în care nu am fost acasă, dar au fost foarte, foarte, foarte frumoase. Da, mami? Dragă, te-ai apucat de treabă acolo? A? Te-ai apucat de treabă acolo? Apucat de uda pământul, că nu am cum să intru în pământul ăsta. E uscat? O sculă. Da. Unde sunt? Buzi de 5 minute și el încă nu-i baltă. N-am apucat să vă zic, dar nu, ni s-a inundat căminul în care avem pompa de la sistemul de udare, de la aspersoare, și s-a ars pompa. Nu am reușit să o înlocuim deja de când s-a ars, de o lună. Pentru că inițial am vrut să modificăm, să nu mai avem pompă supraterană, să luăm una din aia submersibilă. Dacă trebuia lărgită gaura, n-am găsit pe cineva care putea să o lărgească până la dimensiunea de care aveam nevoie pentru pompa submersibilă. Mă rog, a fost o chestie mai complicată. Gazonul arăta foarte, foarte trist săptămâna trecută. De fapt nu, acum vreo două săptămâni chiar, după care au venit ploile și acum și-a revenit. E verde la loc, dar trebuie neapărat să rezolvăm problema cu pompa.
Andrei s-a ocupat de piscină, i-a pus soluții și acum îl pregătești pe aspiratorel? Pe Robocop. Andrei e foarte fericit că în loc să muncească el, cât îți lua să curezi piscina? O oră jumate. Da, acum face ăsta micu treaba în locul lui. Ideea e că în timpul ăsta pot să fac eu altceva, că doar nu-i ca și cum... Stai! Stau, dar pot să fac altceva în timpul ăla. Da. I-ai pus nume, eu i-am zis aspiratorel pentru că așa i-am zis noi la Rumba, aspiratorul robot pe care l-avem în casă. Asta e tot un aspirator, însă de piscina. Da. Piscinatorul. Da. Asta e de pool boy. Pool guy. Eu nu l-am văzut niciodată în acțiune. N-am avut curiozitatea. Dar Andrei e foarte, foarte fericit. Gata, pornit? Nu, că trebuie să facă timp. A, și se scufundă? Aha. Chiar mă gândeam că trebuie aspirată piscina pentru că e destul de murdară și linia apei. Asta era marele avantaj al modelului ăstuia, Dolphin se numește, faptul că curăță și linia apei. Și? A pornit. A pornit singur? Am dat eu drumul. A, păi și ce face că ăsta? Lasă-l un pic, uite-l. Lasă-l un pic să-și dea seama ce-i cu el. A, să se orienteze în spațiu? Uh-huh. Sper să vezi cum urcă pe perete, like Spider-Man. Vă zic, Spider-Man. Uite ce frumos rămâne în urma lui. Uh-huh. Lună și bec. Da, adevărul e că arată grozav piscina de când l-am luat. Cât ai de când l-am luat? Cât avem? Uh-huh. O lună, cred. Nu, nu, o lună, pe acolo 3 săptămâni. Uh-huh. De fapt, cea mai șmecheră chestie la el e pe lângă faptul că n-a face treaba singur, face treaba în locul meu. Nu mai dă mizeria în filtru. Da. Nu, tati. Au venit toamna. Săracul de el nu mai a apucat. Hai, că avem treabă, mă stă și ne uităm la robot cum aspiră piscina. Lasă-l să-și facă treaba și... Tu cred că ți-ai terminat treaba oricum, nu? Da. Eu o să fac foc în șemineu. Așa, și o să-ți desfaci o bere. Vezi, și peria din față îmi curăță linia apei. Mhm. Gata, toți patru trandafiri, filmați era să zic, doamne, nu m-a filmat, am în cap, plantați, udați, legați și nu vine să cred, nu vine să cred că am făcut chestia asta într-un final, ne-a luat toată vara să facem chestia asta, mari procrastinatori mai suntem. Vezi ca luneci, acum au zis tati că eu ud acolo. Ai auzit? Da. După ce te uiți? După stele? Ce? După stele te uiți? După avion. A, păi vezi că te uiți după avion și îți rup gâtul. Uite că mai devreme ai picat. Andrei a muncit destul săracul astăzi, așa că o să... Îl ajut un pic și o să mă pun eu să spăl zona asta de pe lângă piscină și pregătim de foc în șemineu, pentru că așa vrem să încheiem... Arș! Așa vrem să ne încheiem seara. De emoții.